Să știți că astăzi avem atâta lume frumoasă invitată în emisiune. Eu abia aștept să aflați rând pe rând cine sunt invitații noștri, așa că să rămâneți alături de Moldova 1, alături de Live Studio. Cu toții cred că am așteptat perioada aceasta sărbătorilor de iarnă, inclusiv pentru că avem câteva zile libere la dispoziție. Bine, unii dintre noi au zile libere, unii nu au, dar e important că parcă totuși avem un pic mai mult timp pentru a petrece alături de cei dragi. Mă întreb însă ce se întâmplă în această perioadă în mintea și în sufletul celor care poate nu vin din familii foarte numeroase. Poate nu sunt implicați într-o relație, poate nu sunt părinți, poate sunt departe de casă. Poate că este o perioadă un pic mai complicată pentru aceste persoane. Așa că ne-am propus să abordăm inclusiv acest subiect și discutăm în continuare cu Eugenia Caracaș, psiholog, pe care o salut. Bună, Eugenia, bine ai revenit! Bună seara și bine v-am regăsit! Are logică ce tocmai am zis eu? Sigur că da. Mai cu seamă că Institutul Psihologic din Statele Unite atestă o scădere emoțională sau o depresiune generală la populație de 44% în rândurile populației, dar presupun că în Republica Moldova ar putea fi mai mare, cu părere de rău, acest număr, luând în considerare celelalte fațete ale sărbătorilor de iarnă. Și așa cum ai menționat, atunci când este o familie frumoasă, atunci când starea financiară este ok, cu siguranță aceste sărbători sunt mai mult decât așteptate. Însă luăm în considerare și altă categorie, mai puțin favorizată, care probabil, cum ai spus, sunt singuri și văd pe rețele familiile fericite, aceste fotosesii magice ale prietenilor lor, ale rudelor, ale colegilor de școală și atunci cu siguranță se simt acea discrepanță din sufletul fiecăruia când nu se identifică cu aceste străiri magice și deosebite. Și mai ales că, luând în considerare situația socioeconomică actuală, cu siguranță dă bătăi de cap populației sau oamenilor care își pun întrebări, dar cum o să fac față cheltuielilor de sărbători? Acest lucru este mai mult decât provocător, considerând faptul că sunt multe cerințe, având copii mulți, pe de altă parte, da, o altă categorie care își doresc cadouri, își doresc ferie și atunci, cu siguranță, categoria de părinți vizată este mai presată, să zic așa. Ce-ar fi de făcut în această perioadă? Tu ce îi sfătuiești pe cei care poate îți mărturisesc că, iată, se confruntă în această perioadă cu o stare emoțională mai puțin de sărbătoare, ca să zic așa? Da, să știi că am avut astfel de mărturisiri în ședințele pe care le port și acești stimuli extraordinari din perioada de sărbătoare, luând în considerare muzică, deși se cântă peste tot cea mai frumoasă perioadă din an, este totuși o perioadă cu foarte mulți factori stresanți, atunci ce putem face? Cu siguranță nu ne setăm așteptări prea mari. Nu ne comparăm cu ceilalți și ne setăm un buget fiabil, un buget suportabil pentru noi. Și aici aș puncta un moment pe care majoritatea moldovenilor tind să-l calce, și anume, atunci când sunt sărbătorile acestea deosebite, păstrează un buget prea mare și duc niște cheltuieli mult prea mari, luând în considerare și aceeași masă de sărbători care este net deosebită de ceea ce se întâmplă pe parcursul întregului an. Și aici sugestia ar fi ca să fie o temperanță. Să nu facem abuz de consumerism în această perioadă, pentru că creierul nostru tinde să simtă o scădere de hormoni ai fericirilor atunci când perioada trece. Și asta se întâmplă nu doar de sărbători, dar după o fiecare vacanță frumoasă, după o așteptare îndelungată a unui scop. După aceea se întâmplă, iată așa, ca o depresiune în emoțiile noastre. Și pentru că această depresiune, care de fapt este inevitabilă, să fie totuși mai lentă, este ok să nu avem o rutină prea deosebită decât ceea ce se întâmplă de fiecare dată. Aici aș mai puncta, de asemenea, ca să ne bucurăm de fiecare moment prezent. Și să nu o facem doar de sărbători, dar să fie cumva o stare prezentă. Și dacă, probabil, în anumite aspecte, noi nu suntem la fel
ca și cei pe care îi admirăm. Atunci, cu siguranță, acesta nu este un motiv de invidie, nu este un motiv de a ne simți inferiori sau descurajați, pentru că nu știm ce se ascunde în spatele, poate, a pozelor frumoase. Și aici hai să deschid niște paranteze. Dacă ar fi să ne facem cu un ochi în aceste studiouri mega deosebite, să vedem de fapt cum unii dintre soți sunt trași cu sila acolo, sau unii dintre copii până când schițează un zâmbet, deci nervi și tot felul de forfotă. Adică realitatea este ceva diferită decât ceea ce ne arată nouă rețelele. Și ar fi potrivit ca să păstrăm această doză de realitate, de cumpătare și de bun simț, care ne va face să apreciem corect lucrurile până la urmă. Da, mi se par niște remarci foarte bune pentru perioada asta. Eugenia, dar îmi permis să te întreb pe tine și pe plan personal, pentru că știi cum e oarecum ușor să spui, să zici cum ar trebui să facem, dar tu în familia ta respecti aceste reguli? Și te întreb pentru că te știu mămică de 4 copii și nu știu dacă într-o familie cu 4 copii poți să menții așa sărbătoarea la, știi cum, la cote minime. Cred că cei mici vor tot felul de spectacole și tot felul de artificii acasă. Hai să vă zic că pe mine mă ajută ziua de naștere a unui copil care este pe 10 decembrie. Și cumva facem o intrare lentă în acest miraj. În același timp păstrăm acea atitudine cumpătată despre care vorbesc, și anume, nu facem abuz de cumpărături, nu facem abuz de cadouri, care ele vin oricum, avem bunici, avem rude, care oricum vin. Însă, pentru ca inclusiv copiii mei să nu simtă această discrepanță majoră între ceea ce înseamnă sărbătorile de iarnă și restul anului, ne străduim să avem o limitare în toate. În copilăria ta, sărbătorile cum erau? Erau marcate de aceeași exuberanță pe care o vedem și astăzi? Sau în copilăria ta lucrurile erau mai simple așa? Vai, cu siguranță toți cei care au copilărit în timpul anilor 90 au avut acea simplitate, dar în fond atât de bucuroși și atât de fericiți eram. Lucrurile erau mult mai simple, adică chiar și aceleași cadouri de colind pe care le primeau erau niște nuci, niște mere, câteva bomboane simple, însă ne făceau atât de fericiți. Problema generației actuale este abundența, care ne strică în a ne bucura de lucrurile simple și frumoase. Și cred că cumva această tendință care este mai nouă către fiabilitate, către sustenabilitate, către lipsa de consumerism, tinde să ne întoarcă la niște valori care ne vor face fericiți. Și chiar îmi doresc ca copiii noștri, care uneori, recunosc și în cazul nostru, își doresc lucruri peste măsurile noastre, să aprecieze ceea ce este simplu și ceea ce este de valoare, cum ar fi faptul că suntem totuși sănătoși, că avem niște resurse de bază trăirii, vieții, da? Și faptul că trăim în bună pace cu fiecare și lucrul acesta este suficient pentru fericire. Așa să fie, așa să învățăm, să credem și să simțim cu toții. Eugenia, pentru 2023, tu ce îți dorești? Am planuri grandioase, de fapt, și am început bine. Așa. Îmi doresc o extindere a afacerii pe care o am. Nu vreau să spun mai multe, pentru că de obicei îmi place să vorbesc după ce scopurile se realizează. Îmi doresc niște instrumente pe partea de coaching și, bineînțeles, îmi doresc sănătate pentru tot cei dragi mie și pentru fiecare persoană care inclusiv se uită astăzi la noi. Pentru că dacă nu am fi sănătoși, nu am fi capabili să avem planuri grandioase, să câștigăm bani, să atingem scopuri și cred că la asta trebuie să întoarcem atenția întâi de toate. Îți doresc ca toate aceste lucruri să se întâmple, să vină la tine în 2023. De asemenea, vă mulțumesc foarte, foarte mult. Mulțumim frumos, Eugenia. Ne mai vedem și anul viitor.